Degeaba le dădeam hrana materială dacă nu le dăm și educație. Nu ne-am gândit că vom ajunge atât de departe. Ocrotitorii noștri, Maica Domnului și Sfânta Tatiana, au luptat pentru noi și ne-au ajutat să realizăm lucrul ăsta frumos. Tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Pompier. Ce fac pompierii? Ajută oamenii și de-aia vreau să fac și eu să-i ajut. Tu ești soră cu... Alexandra. Cu Alexandra. Și de cât timp veniți voi aici la centru? De mult? Da. Și de ce veniți? Să ne facem temele. Acasă n-ați putea să vi le faceți? Nu. De ce? Nu știm. Și bunica nu poate să ne ajute. Voi stați cu bunica? Da. Bunica, eu și Alexandra, dar că mai avem o surioară mai micuță pe nume Ștefania. Și cum reușește să aibă bunica grijă de voi? Nu prea reușește. La un moment dat, veneau și ne îmbrățișau pe noi. Aveau unii familii, mai bine zis jumătăți de familie. Exemplul celor trei surori crescute de bunică nu este singular. În zilele noastre, fie părinții nu mai au timp să stea cu copiii sau sunt plecați peste hotare, fie bunicii sunt singurii care le-au mai rămas. Dacă explicațiile sunt simple, consecințele nu mai sunt atât de ușor de măsurat, iar unul dintre cele mai mari riscuri într-o astfel de situație este abandonul școlar. Alexandra și sora ei sunt însă un caz fericit. Bunica nu se pricepe la matematică sau română, dar temele lor sunt tot timpul făcute. Centrul de zi pentru copii Sfânta Tatiana din satul mare s-a născut din nevoie, o nevoie care, la început, părea a fi una materială. Am avut foarte mulți săraci care veneau la biserică și cerșeau și am avut foarte mulți credincioși binevoitori care mi-au întrebat la un moment dat, cum să facem să scăpăm pe săraci ăștia de sărăcie? La un moment dat, orașul avea o cantină socială care s-a desființat. Și pur și simplu, acei beneficiari ai cantinei sociale n-au mai avut unde să apeleze. Între timp, ne-am mobilizat noi, am găsit câțiva voluntari, așa am ajuns să începem, să dăm o masă. Oamenii aveau nevoie doar de o masă caldă? La început așa ni s-a părut. Odată ce veneau la masă, veneau cu copiii, erau mame cu mulți copii, de la 4, 5, 6 copii, aveam chiar și o mămică cu 11 copii. Și veneau toți să ia masa, că n-aveau acasă prea multe posibilități. Ne-am trezit cu din ce în ce mai mulți copii, care ne-am dat seama că ar vrea să aibă și alte activități decât să vină să mănânce și aveau și alte nevoi. În primul rând aveau nevoie de un ajutor la teme. Provin din familii numeroase, stau în locuințe în general subdimensionate și e foarte greu să-ți faci temele în momentul în care un frate mai mare se joacă, altul mai mic plânge și gălăgie. Ce să spun, am fost impresionat de sărăcia lor, dar până la urmă am fost impresionat de faptul că erau copii curați la suflet și își doreau să fie iubiți. Această necesitate am remarcat-o direct, prin contactul cu copiii, prin contactul cu mamele. Am auzit că au și frați mai mici, am mers să-i vedem. Atunci am rămas uimiți de condițiile în care trăiesc unii sătmăreni. Noi credeam că toți o duc la fel de bine sau ca și prietenii noștri, ca și cunoștințele noastre, ca și noi. Nu. Lângă noi sunt oameni care o duc chiar foarte greu. Poate nu-și arată durerile, nu și le strigă, dar ei au nevoie de ajutor. În 2010, acțiunile de binefacere organizate de Parohia Sfinții Împărați din satul mare au trecut sub auspiciile Asociației Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului. Un an mai târziu, autoritățile au prins încredere și au oferit asociației o casă în care să își desfășoare activitatea. Dar numărul nevoiașilor nu scădea, iar spațiul nu era suficient de primitor pentru copiii care veneau să își facă temele sub îndrumarea voluntarilor care aveau de oferit timp, dragoste și atenție. Așa că oamenii au apelat din nou la autorități. În 2013, asociația primește fosta centrală termică a orașului din cartierul Micro 15. Transformarea ruinelor într-un așezământ modern a fost un proces de durată, dar toate costurile au fost asigurate exclusiv din donațiile credincioșilor și prin bunăvoința sponsorilor. Nu am fost foarte bine orientați, dar în opinia mea Dumnezeu te îndrumă
Și astfel, la 2 ani după înființarea noastră ca persoană juridică a asociației, am primit încomodat o fostă centrală termică de cartier. Era un loc unde stăteau oamenii străzii. Era un cuib, un focar de infecție. Oamenii eviteau să treacă pe aici. Când au văzut că începem să modificăm pe aici, da, Doamne, bine că ați dus mizeria asta de aici. Am găsit foarte multe întreprinderi de construcții care ne-au dat utilajele lor. Am primit sponsorizări de la firme mari. Am primit foarte multe lucruri așa pe gratis, chiar și autoritățile locale sunt încântate de ce am deschis aici, pentru că nu există niciun alt centru social în satul mare atât de bine dotat și bine poziționat. În primul rând sunt sălile de meditații pentru copii, unde ei, după terminarea orelor de școală, vin și își fac temele sub supravegherea voluntarilor. Este o sală în care se servește masa, pentru că toți copiii care vin la meditații primesc și o masă. Există o sală multifuncțională, putem face o proiecție de film, acolo facem repetițiile pentru serbări. Sigur, există birourile administrative și ale psihologului. Au fost dotate sălile de clasă, a fost dotată biblioteca, rafturi pentru cărți, bănci, măsuțe, am primit și calculatoare. Cam tot ce se vede este din donații. Nu suntem chiar gata, dar funcționăm. Prima dată de la 2 la 4 vin copiii clasele 1-4, iar de la ora 16 la 18 copiii clasele 4-8. Pentru aceștia oferim ajutor la teme. Celelalte programe pot să vină și copii mai mici sau mai mari. Pentru că, în general, copiii care vin la centru de zi au și frățiori mai mici, pe care sigur că includem în celelalte programe. Sunt cereri pentru mai mulți copii decât avem noi capacitate. Probabil că se va extinde și mai mult. Nu va fi doar un simplu centru de zi. Dorim chiar să ajutăm, de exemplu, tinerele care sunt în grijă de sarcină. Avem două garsoniere pregătite pentru cazurile de genul acesta. Copiii din mediile defavorizate trăiesc modest și nu speră la un viitor mai bun. Unora le este teamă să vorbească, altora să viseze. Pentru a-i ajuta să se dezvolte armonios, consilierea psihologică este aproape obligatorie. Care este rolul unui psiholog într-un centru de zi pentru copii? În primul rând, îi ajută să se cunoască, să se dezvolte și, în al doilea rând, îi ajută să treacă peste anumite traume pe care le-au trăit în copilărie sau pe care le trăiesc încă în momentul de față. Îi ajută să se orienteze pentru carieră în viitor, să-și aleagă școala potrivită, să-și aleagă meseria potrivită. Îi ajută foarte mult să se integreze în societate. Toți provin din medii defavorizate. Sunt din familii numeroase, cu venituri mici sau fără venituri, care sunt asistați social, din părinți bolnavi sau din familii monoparentale, copii care au asistat la anumite scene de violențe, poate au fost abuzați emoțional și fizic. Omul cât trăiește învață, iar meseria de părinte are și ea nevoie de ajustări permanente. La centrul Sfânta Tatiana și părinții se educă. Îi ajut pe părinți să-și cunoască copiii, să-i educe, să-i formeze, să aibă o relație pozitivă cu ei. E important să știe să vorbească, cum se atragă, să-i ofere dragoste. Multe mame provin de la casele de copii și nu știu cum să vorbească, sunt necăjite. Dacă nu fizic, cel puțin verbal, copiii sunt tot timpul agresați. Aici vin să învețe cum să vorbească cu copiii mici, cu adolescenții. Cei mai mulți dintre părinți sunt fără educație. Sunt părinți destul de tineri, care au născut foarte devreme și n-au avut timp să se dezvolte ei pe plan personal. Și acum văd că vin cu drag la cursurile pentru părinți și chiar sunt dornici să se dezvolte, să se formeze și ei, ca să poată să-și ajute copiii pe mai departe. Cursul Învăț pentru copilul meu, așa se numește programul de educație parentală, are loc bilunar, timp de 2 ore, pe diferite teme, de comunicare eficientă cu copilul, despre regulile din familie, despre ce înseamnă recompensa și pedeapsă. Am semnale din partea părinților că deja în relația dintre ei și copiii lor se văd rezultatele. Este o apropiere, este o deschidere.
Romina are 3 copii, a rămas însărcinată cu gemeni la vârsta de 15 ani, iar părintele Tiberiu a fost unul dintre cei care au încurajat-o să păstreze sarcina. Copiii au acum 8 ani și se numără printre cei 40 de beneficiari ai centrului de zi. Noi am ajuns aici acum 8 ani când am rămas însărcinată. Mama o cunoștea pe doamna Marinela și a pus-o pe dânsa de nașă copiilor, că eram prea mică, nu știam. Mama nu a fost de acord și era deznădăjduită, era foarte supărată, stresată, nu știa ce să facă, cum o să fie și cu lumea ce o să spună. Cu timpul și cu îndrumarea părintelui a fost de acord, a început să fie de acord. Tatăl copiilor era alături de dumneavoastră? Da. V-ați așteptat să fie gemeni? Nu. Nu, deloc. A fost o surpriză foarte mare, nu știam. Ce ați făcut cu studiile? Le-am continuat. O perioadă am stat la mami și pe aia ne-am mutat în chirie. Ați avea, de exemplu, posibilitatea să angajați o bonă? Nu. De asta am și apelat aici și doamna Marina zis să-i lăsești, pentru că la școală e foarte scump. Aici plătiți ceva? Nu, nimica. Primesc și o masă. Florica este și ea una dintre mamele care a găsit ajutor la Asociația Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului. Sprijinul material este important, dar mai important este faptul că 3 dintre copiii ei și-au îmbunătățit de când vin la centru rezultatele școlare. Părintele ne-a zis că dacă vrem un ajutor, am putea veni aici la dânsul și ne-am bucurat foarte mult. Câți copii aveți? 5. Ce vârste au? Cea mare are 15 ani, 12, 9, 6 și 3. Eu sunt în pensie și am dreptul la 4 ore de muncă și lucrez. Greu, soțul nu lucrează, dar a fost bolnav și am reușit să-l pensionăm și pe el și acum avem o pensie în plus. Trei dintre copiii mei vin aici, l-am învățat, au o masă caldă și sunt foarte bucuroasă. Au rezultate mai bune la învățătură de când vin aici? Da. Și sunt foarte bucuroasă că eu, având 5 copii, mi-e cam greu să mă ocup de ei. Să lucrezi cu copiii, mai ales dacă nu ești cadru didactic, nu e ușor, iar bucuria voluntarilor este cu atât mai mare cu cât rezultatele se văd. Pentru ei însă, fiecare pas înainte, fiecare exercițiu făcut în plus de cei mici, este cel mai valoros câștig. Ne orientăm pe disciplinele unde ei au probleme în special, pentru că sunt discipline unde reușesc să se descurce și singuri. Avem datele de contact de la domnii învățători, diriginți, le controlăm carnetele periodic și cu părinții avem întâlniri săptămânale cel puțin și cam cunoaștem situația copiilor. Avem copii care au recuperat foarte mult, avem copii care merg mai greu, dar în condițiile pe care le avem, noi suntem mulțumiți. Pe mine mă cheamă Merg Alexandra. Și câți ani ai? 6 anișori? 6. Mulți înainte. Am venit să învăț. Și cine te ajută să înveți aici? Ce ai învățat astăzi, de exemplu? Cuvinte, numere, cântăm, ne jucăm. Unde întâmpin tu greutăți? La care dintre materii? La matematică. Îți place? Nu. Dar la ce te descurci cel mai bine? La română. Avem copii foarte buni, dar acasă, singuri, nu totdeauna se descurcă și atunci aici au nevoie doar de un imbold, doar să li se spună că sunt buni, să le demonstrăm că pot și singuri. Și de acolo mai departe, cu siguranță, se vor descurca. Eu am 11 ani și mă numesc Sara Zenisa Mirabela. De câte ori vii pe săptămână? Luni, miercuri și vineri. Și vii doar pentru teme? Da. Și de ce preferi să le faci aici? Pentru că noi primim și ajutor și acasă primesc ajutor de la mami și de la fratele meu. Ție de ce îți place aici? Pentru că ne putem împrieteni. Și te-ai făcut prieteni? Da. Cu ce te ajută să vii aici? Cu multe. Avem activități pentru timp liber, de recreere, avem tabere, excursii, ieșim la film împreună. Avem un program de, să zic, dezvoltare personală, dacă poți să numesc așa, un mediu sigur și sănătos. Sunt implicați și alți parteneri, poliția județeană, avem centru de protecție antidrogă
și spitalul județean. Mai avem doamne psiholog, consilier școlar care vin și ne susțin și dezvoltă tot felul de programe. Siguranța în mediul online, cum să mă feresc de anturaje nepotrivite, circulație rutieră, prim ajutor, igienă personală. Organizăm o tabără, deja avem tradiția, ar fi a patra tabără pe care o să o facem. Această tabără e și ca un fel de premiu pentru copii, pentru că știu cine are rezultate școlare bune sau medii, atunci va veni în tabără. De asemenea, vara derulăm un proiect cu cei înscriși la Micii Conari. Însușirea, deci ne arată cum este substantivul, da? Carlos Adrian. Și cum îți spun prietenii? Carlos. Dar de unde numele ăsta? Nu știu. Câți frați sau surori mai ai? 4. La ce lucrezi? În română. Ce școală înveți tu? La Micii Adrian. Și ești la centru, de ce vii? Să fac teme și să fac plus. Și cine te ajută să-ți faci temele? Doamna Monica. Ce vrea să faci când o să fii mare? Cântăreț. La ce-ți faci tu tema acum? Română. Și te descurci? Da. Ce clasă ești? A șasea. Ești la centru, de ce ai venit? Ca să-mi fac teme. Doar pentru asta vii? Da, și pentru că îmi place. E mai multă liniște? Și asta. Și mă distrez mai mult. Îmi place cu cine fac teme. Cine faci temele? Cu doamnele profesoare, cu copii, ne jucăm, facem de toate aici. Mergem în tabere, facem curs de pictură, cântăm, ne jucăm. Nu vrei să mergi mai departe la școală? Asta nu știu încă. De la școală ce-ți place cel mai mult dintre materii? Mate. Latura la 3 este egal cu 108 cm cub, da? Da. Și atunci latura radical de ordinul 3. Tu la ce lucrezi aici? La matematică. În ce clasă ești? A cincea. Și-s grele temele? Da. Acasă n-ar avea cine să te ajute? Nu prea. Că bunica lucră aici, acasă singură, dacă îmi fac tema și nu pot. Cum e aici la centru? E bine, frumos. Tu stai doar cu bunica? Da. Tati a murit și mami stă cu sora mea, mai mică. Și pe bunica cu ce o ajuți? Ce faci tu în casă? Păi, îmi așez săinițele, o fac pătuțul, o mai ajut la lucrurile casnice. La centrul Sfânta Tatiana, activitatea cea mai remunerată este voluntariatul. Oameni de bine, din diverse profesii, dar cu aceeași dragoste pentru cei mici. Nu contează că ești student, inginer, contabil sau asistent medical. Îți trebuie doar voință. Un educator care nu lucrează cu sufletul copilului nu are ce căuta la catedră. Resursele noastre se bazează pe oamenii binevoitori, oameni pe creștini adevărați. Avem deja mai mult de 50 de voluntari care se implică activ. Și au mulți un job la care toți își fac datoria. Începând de la adolescenți, de la elevi de la liceu, până la vârsta pensionării. Sunt trei cauze principale pentru care fac lucrul ăsta. În primul rând este dragostea față de Maica Domnului, pentru că noi suntem sub ocrotirea Maicii Domnului, care se îngemânează cu dragoste pentru copii. Copiii sunt viața și sufletul meu. Iar al treilea motiv este faptul că eu cred că societatea poate fi mai bună și cred că toți trebuie să ne implicăm pentru a face lucrul ăsta. Foarte mulți credincioși, binevoitori în biserică, ori de câte ori apelăm, asociația are nevoie, asociația ai altă nevoie. Întotdeauna oamenii se mobilizează, pentru că dacă n-ar fi, până la urmă, biserica e aici. Aici e o alt fel de biserică implicată social, dincolo e biserica cu rugăciunile și cu toți care participă la toată rânduiala obștească a bisericii. Acolo avem izvorul cel mai bun. Lumina lui Hristos luminează tuturor. Foarte mulți credincioși de la biserică se implică. Vin foarte mulți care cu dragoste ar dona aproape orice din avutul lor ca să-i vadă pe copii fericiți. Cel mai mult ne place că integrăm pe copii în biserică. Vin, se spovedesc, se împărtășesc, sunt integrați chiar cu mamele lor. Pe mulți am fost nevoiți să-i botezăm, că nu erau botezați. Botezăm poate o mamă cu 6 copii. Ne solicităm toate forțele pentru a-i ajuta pe copii să prevenim abandonul școlar,
infracțiunile tatea juvenilă, să nu lăsăm să zburde pe străzi, mamele sunt sprijinite, intermediem pentru ele în loc de muncă, avem chiar și pensionari pe care ajutăm. În asta constă toată activitatea bisericii. De la cel mai mic până la cel mai în vârstă, acoperim neajunsurile vieții fiecăruia cât putem. În fiecare lună adunăm niște fonduri, facem niște pachete cu alimente neperisabile și prin voluntari le ducem acasă. Pensionarii bolnavi își consumă pur și simplu pensia doar pe medicamente. Sunt creștini care gândesc evanghelic. Pur și simplu nu doar la asta se gândesc. Dumnezeu precis se conștiesc că nu uită să-și plătească datoriile. Cel mai mult mă bucur când vin să se împărtășească. Câte 40-50 de copii care vin la împărtășanie, duminica e atât de plină biserica încât stau și afară pe scări.